Unul din cei mai căutați criminali ai celui de-al doilea război mondial a fost locotenent colonelul SS Adolf Eichmann, marele artizan al soluției finale. În alta sa vocație, în care a atins excelența, a fost să strângă pe toți evrei din Europa și să-i gazeze în lagărele morții. Profitând de haosul postbelic, Eichmann a reușit să scape de urmăritori și să se ascundă sub un alt nume în Argentina. Depistat de serviciile secrete israeliene, Eichmann a fost răpit la 11 mai 1960 și dus în Israel, unde i s-a intentat proces. Printre cei 112 martori ai acuzării, majoritatea supraviețuitori ai lagărelor, a fost și scriitorul Yehiel Denor. Era 7 iunie 1961. În fața lui Eichmann, Dinur a fost introdus în boxă. Liniștit, scriitorul și-a început depoziția. După circa 6 minute, Dinur s-a prăbușit de pe scaun. Leșinase. Când și-a revenit, a refuzat să mai compară în fața completului de judecată. Într-un interviu televizat, Dinur a fost întrebat de motivul pierderii cunoștinței. A fost cumva frica? Sau mânia? Sau amintirile îngrozitoare? Nu, a răspuns scriitorul. Doar că am realizat că Eichmann nu era, așa cum îl vedeam în lagăr, un superman, un zeu. Era un om foarte obișnuit. Când mi-am dat seama de aceasta, m-am îngrozit de mine însumi. Mi-am dat seama că și eu eram capabil să fac ceea ce a făcut el. Că eu eram exact ca el. Eichmann era un om obișnuit, care își formase o a doua identitate, cea de călău cu sânge rece. În registrul maladiilor psihiatrice există sindromul dublei personalități, când aceeași persoană își asumă alternativ două identități. Când este în prima, nu conștientizează că este și în cea de-a doua, și invers. Biblia vorbește și ea de doi oameni într-unul, cu mențiunea că cele două ipostaze sunt la antipozi, una fiind omul vechi și rău, alta fiind omul nou și bun. Biblia mai zice că între cei doi este o luptă acerbă. Care va birui? Cum voi putea deveni un om bun sau un Eichmann? Simplu. Depinde cu ce îți hrănești mintea și sufletul. Eichmann a fost cunoscut ca un bun familist și deloc pornit împotriva evreilor, dar sistemul în care a acceptat să fie promovat l-a făcut un demon. Deci, ce ideologie alegi? Cu cine te împrietenești? Ce modele îți alegi ca să le urmezi? E clar, nu există predestinație, există doar alegeri. Conștiente sau inconștiente, alegerile tale te vor propulsa spre un model sau altul. Așadar, vechează, căci viața ta este ireversibilă.